admite la sumă și îl versifică sau îl poetizează. Asta e foarte important și eu cred că este un lucru de reținut. Dar nu numai cel. Asta este un simbol cel mai evident, e mai la vedere. Apoi este fântâna. Tot în prima carte, să spunem așa, dar o fântână, care știți că este apa vie, asta spune în toată în orizontul acela, în simbolistic, anumită o poetă românească, dar pe această fântână vie, veți vedea la un anumit poem că plutesc lebedele negre care conduc ființa pe drumul spre Hades. Așadar, e un lucru care nu vine doar din mitologia aceasta românească, dar se duce mai departe și iată, pe o fântână pot să plutească chiar și lebedele negre, care sunt prândușa. Apare nu doamna prândușa, sau prândușoara, floarea prândușa, care apare în câteva poeme și care este floarea vieții și a morții. Ea apare primăvara foarte devreme și doamna foarte târziu. Și este, de fapt, aceasta este semnificația prândușei în toată simbolistica aceasta românească. E o floare a vieții și a morții. Eu dai toamna târziu unui doamne, nu e bine, bine. Eu dai primăvara unui doamne cadou, e la fel de bine cum îi dai un buchet de ghiocei. Este brândușa. Brândușa este un simbol care apare lângă cerc și lângă fântână, cum vă spun. Apoi, legătura aceasta între teoric și cosmic, care e permanentă, și în primul segment, și în al doilea segment. Și acum spun așa. Am niște imagini cum ar fi alebele care se înalță din țărână și rădăcinile copacilor care ies din cârpițe. Toată legătura asta între teoric și cosmic este extraordinară. Și care face parte din genul poeziei, în fond. În fond, chiar este poezia asta. Și atunci, sigur că acum ne putem gândi. Aripile înseamnă, nu? După Gaston Bachelard, înseamnă că zburul acesta, care o contemplare monahică asupra lumii, nu are tema aceasta, domnul mai Maiteciuc, în poezie. Cum are, nu știu, proză la noi, Ștefan Bărulescu, de exemplu. Dar, deci nu există despre asta. Însă, faptul că are poeme care nu descriu lucrul ăsta, nici nu-l teoretizează, ci pur și simplu spune că aripa se naște din țărână și rădăcine din cârtiță, rădăcine copacilor din cârtiță, asta mi este suficient. Și nu am ce să comentez în plus. Partea a doua cărții, pe care am spus că putea să fie o carte separată, de fapt face parte integrantă din asta și domnul Maiteciuc a fost foarte atent cu poezia lui. A început în 78, până astăzi, iată, cu cartea asta, le-a judecat bine, le-a digulit, le-a mai citit încă de nu știu câte ori. A scos gura și ce știu eu ce inadvertențe se lici și va fi pus atunci. Dar în partea a doua, acolo e Marea. Marea nu o mai descriu, că e un lucru prea bine cunoscut. Ce simbolul, ce simbolistică enormă are Marea și unde se duce numai că acolo e simbolul acesta, să veți găsi poeme cu scoica. Adică ceea ce este vizibil lângă ce este nu se vede, cu vederea secundă în poezie. Apoi, acolo începe ceva foarte serios și nu e vorba de evoluție stilistică, ci de una tematică. Veți vedea în al doilea, în Peștele Austral, ca să spun fix cum se cheamă titlul, veți găsi tufișurile stufoase ale sângelui.
veți găsi de asemenea mozaicul sângelui, păsările care se sfărâmă în sânge, care e culpa. Și acolo trece deja într-o pasiune, într-o relație erotică, mă rog, care merge dincolo de relația cealaltă cu poezia. Aici vine în pasiune și în sânge și în, în tufișul estufoase ale sângelui. Peisaj marin, de altfel, vine la o nouă geneză. E un poem care se cheamă Peisaj marin și care are 6 segmente și care sunt, de fapt, segmentele genezii. Că așa trebuie să se odihnit și el. După ce va fi odihnit Creator. Și apoi a spus mai devreme Constantin Dram și-a plecat repede ca să nu-l iau din urmă. Ca să repet și tu, nu vreau să repet, vreau să-l iau din urmă. De fapt, relația aceea... El a plecat ca să nu afle ce trebuia să spun. Da. Relația aceea pe care o făcea el, de fapt, era între scheletele unor mici viețuitoare și tărpilor părinților mei. Deci aceasta este geneza, în fond. Și la pagina 62 și la 64 găsiți. Eu nu vă citesc poemele, că nu citesc bine. Mai bine pentru poemele. Nu citesc eu bine poemele și... Și apoi, apropo despre Scoica, ca să vedeți toate să leagă. Și despre păsările acestea și despre ce am spus mai devreme, despre scheletele unor viețuitoare mici, care ajung în geneză, la tărbuie condiționă ei, veți găsi o metaforă superbă, care este cuibul părăsit și larvele cocorilor. Cocorii, care au țipătul de ducere, de petrecere, când pleacă, și țipătul de întoarcere, când ne asperați. Cocorii este un simbol extraordinar, care înseamnă și ducere, petrecere spre moarte, dar și întoarcere a speranței și a vieții. Apoi, sigur că e și poetul Mihaieș și vecinul Nicolae și figura tutelară. Da. Nicolae I, scrie cea mără, de m-am contactat de și... Da, am greșit. Sau atunci ai greșit în care. Figura tutelară în această a parte a cărții e piratul, nebunul și stăpânul. Și mai e unul. Asta se dă explicit poetul în poem. Deci îl iei ca atare și spui, da, e piratul și nebunul. Și vă spun că la pagina 87, și asta am permis să fac asta, dă un cor, asta pot să fac și eu. Domnul Apuța, când vreau să spună, nu știi să citești versuri, nu te distribui în spectacol, dar acum chiar vreau să fac așa. La 87 și vă spun că nu-i mult. Deci sfârșește poetul, deci la să scrii, să stai la rând, să te vinzi pe cărți, să înghiți cuvinte. Asta face poezia lui Pecciune. Mie îmi pare foarte rău, într-o împrejurare oarecare și Anifist este aici, și că n-a candidat cartea asta la debutul pe anul acesta. Și atunci trece de gata. Să depună cartea pentru debut la anul, pentru că are rând în 2014. Da. Este, după părerea mea, și v-ați văzut cum mai citesc, pare ce poezie, și așa teatrul contemporan, încă mai fac lucrul ăsta. E unul cel mai importante debuturi care s-au petrecut pe print, nu acelea de pe internet, în ultima vreme. Că te lăsați în fără, să avem la guvernul. La poezia asta. Aștept guvernul. Cred că la timp vreme să auzim și vocea autorului. Deși la jurii, dacă de ce se spune că autorul a vorbit, autorul trebuie să tacă. Dar noi rugăm să vorbim. Am să citesc poezia asta, de-a lungul vorbită despre tata.
Dă-mi toată haina voastră de moli. Ai dus pe umeri drumul fără întoarcere. Dă-mi toată haina voastră de moli. E vremea să plec de acasă. Vezi? Iarba face în urma mea primul pas. Mai tare! Mai tare. Microfon. Microfon. Da. Și atunci, așadar, dacă voi continua să scriu poezie, moartea mă va cere în căsătorie. Așadar, fumez pe ascuns hârtia pe care refuz să scriu poezia. N-am o revelație. Hai, bea cu mine, te-am iubit o viață. Cu tine am inventat copii. Cu tine, pe câmpia goală am vânat gândaci transparența ai ploii. Îmi lasă lacrimile în ochii tăi. Așa e mai bine. Recunoaște sub colivia degetelor, împreună, putem inventa orice. Nu te speria. Gălește paharul. Am ajuns la tine. Iubește-mă. Acum și moartea poate muri. Continuai să mergi cu umbra la braț. Îmi plăcea nouă tău trup, metamorfoză cu funde impare. Niciodată nu te privisem așa, fără gesturi, fără atingeri. Doar gustam din liniștea nopții cu paie lungi de cuvinte. Doar zâmbeam, doar alergam pe urmele pașilor tăi și striveam și ardeam. Iartă-mă, tău spun, din oglinda în care stau închis. Trupul tău mă înspăimântă. Ești începutul absenței. Să mulțumesc celor care au reușit să vină și mulțumesc domnului doctor Iacuș Râie, cu prietenii noștri, cel mai bun poet dintre doctor și cel mai bun doctor dintre poet. La aceeași timp, Iacuș Râie, chiar poate. Și mentor al mentor. Și atât mai rău pentru ucenică. Și ucenare de Giu și domnului Batoc Buceniță. Și vreau să iau pe domnul Adi Cristi, domnul Alexandru Șerban, cei care știu, nu pot să... Baru Schelaru, de la Papu. De la Papu, până la Basileu. La Biserea Abică, de la Suceava, prin Basile Scrică, din Miroa Petroie, din Papu, din Bucovina. Mi-a fost studenți, un student pe care l-am iubit în vremea aceea, care scria poezie care, bineînțeles, că s-a destăinuit și mie, dar și multor altor colegi ale lui, un cenaclu care se chema Vasile Culescu și pe care, mă rog, l-a coordonat vreo 20 și ceva de ani, care a fost preluat, dar care nu mai aude să fi făcut ceva în mod deosebit. Deci, Matei Ciuc, în primul rând, îmi creează starea asta de emoție care se și vede, fiindcă vine din Bucovina. Și fiindcă nu pot să cred că există cineva care vine din Bucovina și nu este poet în sensul substanțial al acestui termen, de altfel generic și preluat de mulți colegi care, sigur, e foarte bine că scriu poezie, e foarte bine întotdeauna cu cât gândești mai profund să câștigi în sensul de omenie. Deci, din acest punct de vedere, Doru Matei Ciuc mi-a făcut azi o emoție pe care am încercat să o transmit și dumneavoastră, fiindcă merită. Despre organizarea cărții o să vorbesc, pentru că după ce termin eu foarte rapid, că din motive de plecare undeva, prietenul Volcan va vorbi mult, adânc și bine. Mai bun. Așa, așa că atunci tecla de mele ca să... Fii sigur. Sunt foarte sigur, dar nici nu am lăsat loc. Dar sunt foarte convins că n-ai să vorbești despre ce vorbesc. Fii sigur. Așa. Deci despre ce vorbesc eu sigur n-ai să vorbești. Nu deloc. Așa. În primul rând aș vrea să spun că din Bucovina, după Ștefuliuc, care a fost un poet interesant, așa, probabil că este una dintre puținele voci cu adevărat specifice, sau speciale mai exact. E un poet care mie mi-a amintit de plecatul prea devreme în Ștefuliuc și de faptul că în Bucovina nu sunt foarte mulți poeți, chiar dacă Bucovina e Bucovina, sau foarte mulți poeți adevărați, în sensul de născocitor de imagini și în același timp de poet care propune o chestiune care de vreo 3-4 decenii nu se face chiar des.
Acum 3-4 decenii s-a întâmplat o chestiune în poezie, la noi cel puțin, la alții mai devreme, aceea de convertirea semnului iconic, adică semnul care produce imagini, către semnul lingvistic sau pseudolingvistic. De fapt, e un semn lingvistic în sensul de prozaicizare, exact, a poeziei. Poezia tindea să devină prozaică și în același timp cât mai legată de cotidian și de însemnele acestuia, tocmai pentru că poezia căuta altă formă, altă haină, altă chestiune de intrat în viața oamenilor. În poezia lui Mateiciuc se întâmplă o chestie cumva relativ invers, în sensul că se caută din nou întoarcerea, să spunem, aproape obsesivă către imagine și acest lucru este, să spunem, o chestiune care îi dă o anumită marcă poemelor sale. Aș mai face o chestiune că asta nu îl împiedică însă să aibă toate mărcile posibile ale postmodernității. Și sunt convins, iarăși, că ați dat de parte domnului Olban, că vine va spune el pe toate cu asupra de măsură. Dar, trebuie să fac trimitere la un poem care se cheamă Tata. E un poem care nu e obligatoriu cel mai important din volum. Toate sunt importante în felul lor, dar are o altă logică de discuție. Acest poem care se cheamă Tata și la care se referă de aminte și prefațatorul cărții în textul său, eu nu l-aș lega obligatoriu de ceea ce se cheamă reverență și, să spunem, acea chestiune de plecare în lumea fiului care se desparte de tată, ci este mai degrabă, dacă ați vrea să fim de acord, o chestiune care ține de eficia postmodernității. Postmodernitatea refuză trecutul, postmodernitatea critică parodic sau, cum vreți, sentimentul. Postmodernitatea reașează valorile consacrate. Acolo e vorba de o haină roasă de moli, e vorba de un tată pe care fiul îl părăsește și mai seamă e o chestiune care pe mine m-a făcut să așez întreg volumul sau majoritatea poemelor semnate de Mateiciu sub semnul unui mare poet care scria acum 130 și ceva de ani, cred. Îl chema Whitman, Walt Whitman. E poetul firelor de iarbă. De vreți să mă găsiți de acum încolo, căutați-mă sub tălpile ghetelor voastre, spunea Whitman în 1885. Mateiciuc spune undeva, suntem fire de iarbă la 19 ani. Ura, ura, ura și seară de seară de seară. Ce aș vrea să mai spun? Că dacă se poate spune că poemele sale încearcă o reconciliere între diferite modalități de a scrie poezie, inclusiv cu vers liber, vers care seamănă cu versul clasic, în sensul că sunt strofe canonice, strofe cu rimă și tot ce vreți, sunt poezii cu formă fixe, celebre haiku-uri sau haikauri. Există însă câteva, să spunem, căi specifice, câteva modalități prin care poetul Doru Mihai Mateiciuc își configurează linia poetică și eu mi-am permis să vi le expun într-o formă lapidară și numerosată. 1. E vorba de acel transfer la nivelul iconic care se face între natură și uman sau animat uman. Și ca să nu intru foarte multe amănunte, îmi permit doar să vă citesc câteva dintre ele pentru că sunt foarte frumoase. Sunt ceea ce se numesc bijuteriile din textele lui Mateiciuc. Ochii ploii, brazii cărunți, părul blond al fântânilor secate, vântul hoinar, luna dansează solitară, dinții mirositori ai întunericului, aerul însuși murise, mâinele asemeni la lelei negre, răsplarea ierbii, glasul pietrelor, cearcănele viilor, zăpada pitită scâncește, fulgeră, cântă. Apoi, a doua linie specifică ar fi transferul dinspre uman către abstract, inanimat și uneori invers. Devin drum, limba închide clădiri albastre, trupul mă doare a înserare, vorbele țâșnesc însetate de carnea cuvintelor, o umbră gesticulează înserarea. Apoi, un transfer între micro și macro cosmos sau între lumi diferite. Una care este, după mine, cea mai frumoasă imagine din carte. Poiană de cer înflorit. Păduri de fântâni. Plana strălucitoare a reflexului. Ridurile ratatinează acest pământ. Pe câmpul roșu înflorește încă un stol de păsări. Pântecul rece al stelei căzătoare. Vărul prelung al mormântului. Ploile în cuvinte. În sfârșit,
sau aproape de sfârșit, al patrulea punct, reconfigurarea unor mituri, cum ar fi tunelul lui Cavafis, sărutul lui Brâncuș, Tata, modelul în general, despărțirea de Prometeu, epitaf către Garcia Lorca, scurtă istorie despre prietenul Mihai E., adică Eminescu, o scrisoare de la vecinul Nicolae L., adică Labiș, și în sfârșit configurarea propriilor mituri care, de care orice poet are nevoie, care le regăsim în texte precum Autoportret, Peștele Austral și Peisajul Interior, care probabil este și cel mai dens și mai de anvergură poem al volumului, pentru că acolo găsim foarte, foarte multe, și erotism, și o sumă a poeziei postmoderne în viziunea lui, și semne din chita stănesciene asimilate, și o construire a apărării prin poezie. Cuvintele pătrund moartea, spune Mateiciuc, arifle concentrice pulsează și mă ogrotesc. Tot aici, ca să închei, chiar de tot acum, o splendidă cântare a religiei personale, a religiei proprii, care se închide în următoarele cuvinte. Verde, natură, eros, cerneală, cuvinte, cântec, ca să fie Florin cântec. Salut, prezent domnul doctor Purjui. Iată, un doctor pentru istorie generală. Pentru istorie generală. La București. Vă curăsc cu săraca murit. Sunt mulți doctori care sunt scriitori. Da. Cartea aceasta este o carte, cum ați, dacă ați văzut-o deja, sau o să vedeți apuși, e o carte din două cărți, de fapt. Are un grupaj de versuri, 1978-1998, se cheamă Călătorii în miezul neîntrerupt, și a doua, Peștele Austral, 1998. Puteau foarte bine să fie două cărți. A spus drama asta. Însă, asta spune multe lucruri și o să lămurim mai departe treaba asta, cu poeme care au fost elaborate, care au fost intens și simbolic gestionate, astfel încât să nu laseți gura și poate inevitabilele stângăcii ai de vorba. Așadar, de la primul grupaj, 78-98, și la al doilea, nu veți găsi o evoluție de genul... De genul s-a curățat, s-a întâmplat ceva, o evoluție. Nici o evoluție. Deci debutul este foarte matur. Veți găsi în prima parte a cărții o invariantă, un dialog conflictual sau poate și cu o voluntate a apropierii cu poezia pe care îi spune cu S totdeauna și care este ca o relație erotică. Sunt foarte multe poeme pe tema aceasta și care pot să induc în eroare crezând că e vorba despre vreo cineva. E vorba de poezie și într-o relație foarte erotică poezia aceasta. Viața zice, îi dă vești, poezia despre începutul absenței. Ca toți poeții adevărați, Mateiciuc lucrează cu prezențele în absență. Pentru că, de fapt, cu asta lucrează poezia, în fond. Și apoi mai spune un lucru aproape banal, că poezia înlocuiește moartea. E bine, când citim scenariul care se ascunde în spatele poemilor, vom vedea că este un lucru extraordinar și apoi spune că toată poezia este călătorie la marginea umbrei. Deci să luăm seama la lucrurile astea și să credem că, încă o dată spun, e o relație foarte specială cu poezia, poezia, spune autorul, și care spun toate că au relație cu o femeie foarte iubită. Apoi, în prima parte a cărții, găsim o temă care e foarte frecventă la optreciști mai ales, și, ca să spun de optreciști, de fapt, azi facem o recuperare a unui poet care este din generația 80.
câtă vreme se indică aici 78